3 ani, la Londra, am avut intuiția literară să curatoriez un festival de literatură exclusiv feminin. Cu scriitoare și poete din România, în ceea ce îmi doream eu, o serie de discuții perfect echitabile, de pe poziții egale, fără minorat intelectual, fără contextele noastre obișnuite, între scriitoare din România și scriitoare din Marea Britanie sau internaționale, ca Tracy Chevalier, Lana Schreiber, Elisha Pat, nume într-adevăr importante. Din partea României, scriitoare precum Doina Ruști, Lavinia Braniște, Ioana Curculescu, Ioana Nicolae, o serie de poete foarte valoroase, Anastasia Gavrilovici, Elena Petreanu, o listă lungă, sunt 30 de nume. A fost minunat, a fost un festival miezos, un festival inteligent. Am văzut foarte multă generozitate intelectuală între femei. Niciodată nu s-a întâmplat la un eveniment literar cu bărbați să văd atâta generozitate între vorbitori. Dar ce s-a întâmplat după a fost și mai interesant. A urmat un festival al misoginiei românești și al sexismului. Am primit cu un fluviu de e-mail-uri din falangele unor domni care, sub protecția anonimatului, erau foarte curajoși, dar cărora le curgeau din falange vezuvile ură. Și am primit 3 tipuri de reacții și apărea o listă lungă de recomandări. O altă reacție interesantă sociologic era de tipul: pe banii statului român, îndrăzniți să fiți o feministă militantă și să eliminați bărbații din programul unui festival. Și a treia reacție era de tipul: vă propun pentru anul să faceți un festival exclusiv cu bărbați, ceea ce sigur ar fi semănat cu o sumedenie de festivaluri din România, cu o sumedenie de evenimente. Avem de pildă o gală la Arad recent, sub patronajul Uniunii Scriitorilor. Se cheamă gala, acum, recent am văzut, gala scriitorilor, gala poeziei românești, în care nu există decât o femeie invitată. Deci un alt eveniment care arată băiețală, pur și simplu, profund masculin. Unde vroiam să ajung, de fapt? Încă există reacția latentă de unul, marginalizat a scriitoarelor și a poetelor. Și doi, în loc să... Nu mă așteptam la o mare bucurie intelectuală din partea tuturor. E clar că era un val valoros și exclusiv cu poete și cu scriitoare. Dar mă așteptam la o mai mare complicitate intelectuală. Nu s-a întâmplat asta. Eu sper într-un reparațiu moral și mă bucur că se lansează această carte. Aici vreau să felicit autoarele și să felicit pe Cristina Ispas pentru că a gândit și a curatoriat această antologie. Și poate inversăm cumva raportul de forțe, măcar să ajungem spre o mai mare formă de echitate intelectuală și morală în literatură. Mulțumesc mult! Puteam să veni și o povestioară savuroasă, dar cred că mi s-a părut cumva mai interesantă povestea despre acest festival româno-britanic. A trecut testul sau vin și cu o povestioară? Ești Roxana Dumitrache, poți să faci ce vrei?